Bună ziua! Bună ziua! Nu vrei să închid geamul? Profit cât mai Mirela acasă să vă filmez, că știu că e pentru voi. Am văzut că spuneți că e sară de bucate pe mine, m-ați dat la o parte, gata, nu mai... Eu sunt cel care dă sarea și piperul, m-a luat Mirela locul, sunt foarte gelos pe voi. Eu sunt foarte fericită că mă chemați Cireașa de pe tort. Mă numiți Cireașa de pe tort. Mă numiți că sunt o frumoasă. Mă numiți că sunt o slăbuță. Hai să închid geamul, că mă aranjează la bureci. Vă mulțumesc pentru asta, vă iubesc, Domnul să vă binecuvinteze. Dar să nu face să nu mai iubiți și pe prezidentul, că prezidentul rămâne prezident. Da, ți-am glumit. Da, știu eu că glumesc, frate, și eu glumesc. Dar eu totuși vă mulțumesc, asta nu a fost o glumă, asta chiar am zis serios, că vă mulțumesc pentru complimentele care mi le faceți, pentru dragul care îmi purtați. Domnul să vă binecuvinteze și pe familiile voastre. Amin. Mergem până la Dedeman. Mirela vrea să își cumpere sau să dea comandă. Să dea comandă. La ceva... am uitat iar. Vezi? Mă, tot uit tu. Tot timpul uit și eu cum se cheamă. Marmură, granit. Granit, și... granit. Băi, granit. Ba da, granit. Okay. Da, doh, granit. Mă las că vedem noi acolo ceva. Nu, nu, granit vreau. Pentru plinta exterioară la geamuri. Și dacă mergem la Dedeman, se vede bine oare? Nu știu. Dacă mergem la Dedeman, vă arătăm și noi ce cumpărăm. Da. Și o filmez un pic. Mirela, mami filmează pe invers. Pe mami. Mami o filmează pe mami. E cam mame Alist. Alisa. Nu mai merge. Astăzi creierul meu e terci. Am mâncat ardei și m-am mințit. Angie filmează pe mami cu cheesecake. Oare am luat bani? Pentru? Pentru ce bani? Aia care trebuie să-i schimb pe tot altul. Nu, nu-i bai, că îi schimb eu de la mine și îmi dai suta înapoi, știi? Făștezi tu? Da, da. Da, cred că e. Mie îmi place ardeiul să-l mănânc. Și s-o tăia pe masă și nu m-am ținut. Și m-am mințit. Nu știu când am fost la masă și a zis că așa m-a luat în mința într-o dată. Da, 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 Doamne ferește. Și acum mă zic cam așa, să mintea mea încet așa. Dar poate acum și de la vreme, uite, iar stă vremea pe ploaie. Și poate că... Trebuie acum timp să-mi revin. Am luat niște medicamente de plante pentru digestie, dar nu, durează un pic. Ok. Ai, Doamne. Am văzut, cred că au văzut și prietenii noștri că cum la altă mea te ceartă să merg mai repede acasă. Da, ai grijă. Păi, nu, sigur că nu-i place fără Mirela la casă, nu. Nici la Alisa, nici la copii, sigur că nu-i tot una, nu-i tot aceeași curățenie, nu-i tot aceeași mâncare, mai lipsesc și de la lucru. Pe această cale chiar mulțumesc la doamna care mă duc eu la lucru, că mă înțelege, că asta e, nu am ce să fac. Aia se uită la noi? Da, câteodată se uită la noi. Doamna care a spus că nu avem subiect și predicat. Nu, da, de unde a, nu ia, nu. Okay. Să vede cât să se trage de la pipar, că... Da? Da. Nu, înțeles. Nu. No. Și asta e, acum m-a programat de aceea, să cum se spune, da... Sau poate că doamna respectivă o fi... început video nu de la început și nu a auzit care e subiectul și predicatul și a intrat direct în conversație, știi? Că se mai întâmplă așa și mie, de exemplu, dacă mă uit la un videoclip cândva, pornește și... tot de acolo, știi? Da? Da, da. Nu, egal. Eu vor
vorbesc așa cum știu. Eu vorbesc românește, că eu pot să vorbesc pe bune multe limbi dacă vreau eu. Eu știu foarte multe limbi, eu sunt un om foarte inteligent. Dar nici o limbă cum trebuie, dar vorbesc. Da, sora mea vorbește și spaniola, da. Germana, Italiana, da, majoritatea italienii. Da, acolo, două vorbe. Tutto a posto, tutto bene. No, bine, italiana e chiar ca și aproape română. Da, se înțelege, se înțelege foarte. Adică bine. Chiar nu, da. Știe și engleza. Da, why not? Of course. Da. Nu stai, trebuie să zic asta. Da, nu zic. Dioi, pe bune, vrei să zici? Da. No. Când o venit cu natul meu prima dată în România. Acum 20 și câți ani? S-a mama emancipat și eu, frate, de atunci. S-a mai învățat engleză? Da, of course, yes, yes. Dar atunci nu era HBO. Ah. You know? Doamne, tata inteligență pe mine. Da. Da, hai să spun totuși. Da, hai spune-mi. Spune-mă. Natul meu, fără sora mea. Odată în România. Da. Franca. Franca. Ea a avut ceva probleme, au venit doar el e neamț. Nu a avut atunci încă actele necesare să poată să vină și ea în România și a venit doar el. Așa, și eu nu știam pe atunci germana, doar engleza. Și a venit omul la noi. Eu nu știam nimic, nici engleză, nici germană. Da. Și eu, Mirela, au vrut să vorbească cu el engleza, care eu știu chiar. Vreau și eu să comunic, nu neapărat, da, vreau și eu să comunic, nu. Să fie amabilă, da. Și eu vreau să îl întrebe, îți place la noi în România? Da. Dar în engleză, da, logic, inteligența în floare. Artificial. Da. Și îi spune la cunoatul meu, dar în engleză. Do you like me? Eu spus perfect. Da. Eu spus perfect, dar altcumva. Eu spus, îți place de mine aici în România? Ingo stătea și se uita, nu mai înțelegea lumea pe care îi. Do you like me here in Romanian? Și el s-a uitat, da, așa am zis. Și el s-a uitat așa pe mine și eu am fost 100% că eu am pus întrebarea, da, corectă, că dacă îi place aici la noi în România. Și el s-a uitat pe mine așa și eu mă gândeam, n-o trăzni, n-ar da ce are ăsta acum, dă să uită așa pe mine, ăsta e dilău. Cum s-au chemat pe... Pe cine? Pe dânsul de la Morbinț. Bolânduț. Băi, zic că ăsta e Bolânduț. Zic că ăsta e Bolânduț, ăsta nu înțelege nici engleză. Zic, doamne, ce șola sora mea? O zis, o doamne, tu, da. Când au zis că am zis noi la... l-a chemat, a spus că și eu am văzut. Marta Logu. Da. Da. No, ce să faci, nu cu răutate ne-am râs, știe Dumnezeu, dar bine, eu nu m-am râs, m-am amânecat. Foarte aiurea a fost. Dar uite, mai vine așa și câte un râs din ăsta și într-adevăr, dar nu, asta nu e nimic ce spune Dacian. Tot așa, prima dată, după ce a plecat Ingo de la România, după vreo un an, cam așa, dacă nu minte, atunci, da, așa era, că nu puteai să pleci atunci cu, așa, cum e acum, pe viză. Da. Exact. Și ce știu eu, cam, cred că după, nu știu dacă chiar a durat un an, când a fost vremea, că noi am fost foarte, foarte unite, foarte, trebuia să știu eu de sora mea, unde, că eu am fost sora, eu sunt mai mare, și eu trebuia să știu și eu unde a ajuns sora mea, ce și cum și așa. Și ne-am făcut viză și ne-am dus în Germania să văd și eu unde a aterizat sora mea. Și ne-am dus acolo și, dar cred că, dacă nu mă înșel, asta deja a fost după vreun an de zile. Și sora mea vroia să renoveze bucătăria acolo la ei. Și avea o femeie care îi punea tapetul. Dar acum eram de câteva luni acolo la ea, de vreo două luni cam așa. Ce să învăț eu, că eu le auzam pe nemțelăi ăștia cum vorbesc și ziceam, doamne, dar ce limbă vorbesc ăștia? Zic, asta zic, parcă e ungurește, parcă îi chinezește, nici cum n-am putut. Nu suna la tine. Da, nu. Deci nici cum n-am putut să vin eu clar cu
cu limba asta. Și femeia, să nu mai lungesc, punea tapet acolo la sora mea. Eu făceam mâncare, ca de obicei, la sora mea. Și îi zic la sora mea, tu soră, zi la femeie, zic, vrea și ea să mânce cu noi. Dar zice sora mea, că noi au vrut ca să-mi dau și eu drumul, adică și dacă vorbeam cu greșeli, au vrut să vorbesc eu. Și zice sora mea, tu soră, dar păi zi tu, o întreabă tu dacă vrea să mânce. Dar zic, fată, nu mă pune pe mine, că eu nu știu să-i zic, fată. Și îmi spune ea, cum să-i spun, ea îmi spune, corect. Și îmi zice, întreabă așa, möchten Sie mit uns essen? Și eu ce zic la femeie? Asta înseamnă, doriți să mâncați cu noi. Și ai spus, möchten Sie uns essen? Exact. Fără mit. Da. Și eu ce mit și cu unt și mit și unt, tot două așa puține cuvinte, zic, nu mai trebuie să le zic eu și pe alea, dă-le încolo. Și eu îi zic la femeie, möchten Sie uns essen? Aia înseamnă, doriți să ne mâncați pe noi. Și cu respect. Da, cu doriți, möchten Sie mit, nein, möchten Sie uns essen? Când a zis femeia, mai ales noi cum sunt nemții, un pic mai comici, așa, mai serios, să uită pe mine, și zic, iar m-am enervat, zic, acum ce Dumnezeu să uită asta așa pe mine? Uite, săraca fata, cum se plimbă, vezi? Se bronzează. Zic, uite mă, zic, asta ce se uită acum pe mine, dar ce i-am fi zis acum? Eu mă gândeam, nu, du-te în amețală, mă gândeam eu. Îi zic la sora mea, zic, tu, zic, nu știu ce are muierea asta, asta e bolând, asta nu înțelege germană. Asta nu știe germană. Da, un singur cuvânt schimbă total un mic, propoziția. Mic, trei litere. Și, cum e la noi, cu, de ce... De voi, noi, n-are nu știu, da, nu, egal, nu trec la gramatică, că și acolo sunt foarte specialistă, nu-i dă glumă. No, și îi zic la sora mea, tu zic, nu știu ce are femeia asta, eu cred că e o țâră dusă, bolânduță. Da, ea zice, dar tu cum i-ai zis? Băi, am zis, uite așa, dar femeia acum s-a uitat pe noi, că cum vorbim noi. Și zic, băi, așa, cum? Möchten Sie mit uns essen? Nein, fără mit. Möchten Sie uns essen? Când au zis sora mea, eu când am mai zis asta la sora mea, amândouă nu așa, ori început să râdă și femeie normală, femeie faină, nu ca mine, o lânduță. Ori început amândouă să râdă, dar nu așa, nu zic, nu, zic la frastul, zic, când eu mai vorbi cu voi nemțește, zic că nu mai vorbi eu cu voi. Ne lasă asta. Am sandwich aici și două tiruri. Da. Și tirurile merg pe partea dreaptă ca să poată să iese în sugeratorul, să iasă acolo. Da. Nu știu care e șmecheria, dar nu. Și așa vreau să vă zic, dragii mei, că eu toată viața am fost un e foarte mare inteligență. Nu. Lasă dar... că Dumnezeu ne-a ajutat. Da. Așa cum suntem noi limitați datorită lui, normal. Am reușit ce mulți nu au reușit. Da, nu mă... la Domnul ar să ajute toată lumea. Dar vreau să zic că acum 20 ceva de ani, apoi n-am făcut școală, am învățat foarte, foarte mult, am învățat de la televizor. Eu foarte mult învăț de la televizor. Pe bune? Eu când am ajuns să fiu să am engleză pe clasa 5-a, da. Eu știam tot ce spunea profesoara de engleză. Da. Și toată lumea era dură cască. Da. De unde știu eu engleza și ei nu știu. Da. Cartoon Network, ce face da, cu copiii. Da, Cartoon Network, ia. Da, și eu când, după vremuri, când am plecat în Spania, apoi ne uitam la seriale, la greu, nu așa, telenovele, ce, câte 3-4 pe zi ne uitam. La Cassandra, la Esmeralda, la... Inima sălbatică. La Marimar, doamne. Și câte și câte. Nu, la toate ne-am uitat. Eram obligat. No, și când am ajuns în Spania, eu am știut să vorbesc la spaniola. Și când am primit acolo de lucru și așa,
Eu deja am vorbit cu șeful, cu... Aici e mama și copilul. Tu ești mama, eu mi-s copilul, okay? Mă, copile, vezi să nu plătim iar amendă. A, nu, numai la acolo cu handicap. E sigur? Da. Bine, frate, mă las cu zbota. Nu întreba pe doamna, haide cu mine. După aici trebuie să fie. Punem pe pauză și vă arătăm ce luăm. Astea vin la comandă sau astea care sunt deșa și vin locul de mine să fac. E aiure aici, am găsit ce ne trebuie, dar durează o lună de zile până vine. Și mergem altundeva. Altundeva, calea Ratnei, Nicălaca, Granitex, Marmorex, acolo și că se ocupă expres cu așa ceva, știi? Și mai este aici, pe calea Red Light cu iară, cu piatră, undeva. Mergem prima dată acolo și după aia. Hai să mergem la direct la aia care dau comandă și îl sun între timp pe David și spun că cam în două săptămâni vine. Ok. Dar prima dată vreau să vă ce iau, că poate nu-mi place culorile. Păi hai să mergem, să hai, vedem. Da, hai, și după aia putem să, okay, putem să și sunăm să vedem. Suntem aici la o firmă, am uitat cum o cheamă, am găsit repede pe telefon în drumul nostru. E vorba de plintă și glafuri, așa le cheamă, glafuri care vine deasupra la... am uitat și aia, sunt denumiri care nu le folosesc mult, la soclu, așa. Deci e vorba să aleagă între asta și asta. Acum face poze, trimite și la cumnatul meu. Mie asta nu-mi place că e anemică. Nu mă place deloc. Îmi place aia de acolo. Acum Mirela să decide că a ei casa. Dar ăsta, domnule, arată ceva, e frumos, e deosebit, e colorat. Hai să vedem, să ne facă preț. Ok. Lasă-mă în pace. Foarte fain aici, îmi place ce văd. Foarte frumos. Am rezervat, oameni buni, la Dedeman ar fi durat o lună de zile și de la Dedeman în jos e firma asta, era Stones, și pe marți gata. Înainte să pleci tu, care ți-ai ales? Îți arăt. Deci mie asta m-a plăcut. Asta i-a plăcut-o la Daci, dar pentru mine a fost prea... Mie îmi place, concentrat, îmi place. Da, asta mă place mie. Da. Asta o asta? Da. E mai liniștită. Și asta m-ar mai fi plăcută iară, dar era prea cum nu-ți place. Da. Prea vujălic. No. E ok. Adică filmează un pic mai aproape. Da, să vede. Să vede. E ok, dacă ție îți place, na, tu faci pentru tine. Mie asta m-ar fi plăcut. Da, e frumoasă. E frumoasă, nu poți. Are caracter. Da, dar e prea mult. Nu, bine, da, hai să mergem. Nu, am rezolvat. Ai văzut dacă vii cu mine, imediat te descurc? Da, hai. La mașină. Hai, dacă ești amețită. Părere meu că m-ai salvat și că m-ai dus. Da, mă bucur că am reușit. Da. S-a rezolvat repede. Da. Îmi pare bine că nu am așteptat după Dedema o lună de zile. Da. Și așa reușit și tu să vezi finalizat, da, chestia asta. Ai filmat acum, nu? Care... Am filmat, care a rămas, da, da. Da. Ați văzut? Vă rog frumos de tot sufletul să-mi scrieți cât de repede părerile voastre. Că are timp să se hotărească până de seară, nu, până de seară am timp să mă hotărăsc dintre aia tigrata aia maro sau aia alaltă care am zis eu că m-ar place din partea stângă. Ai filmat și aia, nu, Daci? Nu. Dacă știți despre ce îi vorba, care spun aia tigrata,
care îi place la Dacian. Și care am spus eu. Da. Deci, să spuneți care e mai frumoasă. Aia ce am zis eu sau aia ce a zis Daci, m-ar interesa foarte mult să-mi dați o părere, pentru că am voie să mă decid până de seară, da, pentru că sunt culoarea cășii. Egal acum. Pentru că sunt la același preț și pot să am voie până de seară să hotărăsc. Schimb părerea. Da. Și dacă ar fi fain Dacian să pună direct video ăsta și cine se uită, vă rog să-mi scrieți Tigrata sau aia mai liniștită. Nu mai spune Tigrata, că nu-i Tigrata. Ba, e așa Tigrata. E care vreau eu sau care îți vrei tu? Da. Așa. Ok. Eu zic că a mea are mai mult caracter. Da, e frumoasă, nu aia pot să zic. Aia ta e mai așa, liniștită. Mai lasă-mă în pace. Mai lasă-mă în pace. Da, lui Daci așa arată. Aici sunt eu. Să face văzută din avion și a mea e mai liniștită. Și acum am o, așa, un mic dubiu. Sunt un pic în dubii că nu prea știu. A mea e mai deocheată. Da, exact, da, vezi, ești mai special, da. M-a zis doamna la ce s-a referit, da, când m-a spus că-s deocheat. Da. Doamna Nitu Marius, domnul să vă vine. Nitu. Nitu sau Nitu, nu știu. Nitu, da, o pup. O soră, domnul. Da, știu. Foarte frumos mi-a explicat. Și eu am știut că nu cu răutate a spus. Da, am știut, da, sigur. Mă, n-am știut la ce se referă. Da. De ce s-a referit că eu mi-s mai deocheat, adică că așa cum ai spus tu. Da. Cum ai spus tu, că da, eu-s mai cumva mai frumos, nu știu. Da, da. O spus înspre bine, nu o spus. Da, știu. Răutate. Știu. Și așa și uite, depinde unde folosești cuvântul ăsta. Nu, no, dar îi, mă, hai de jucat aceea. De cine? De ăsta. De ce merge faci pe două benzi. Da, de ochiat îi mai special. Da. În care, depinde, unde, ce propoziție pui tu specialul ăsta. Și așa, că Dacia nu e mai special, dar, într-adevăr. Mă duci prima să ducem banii la băiat? Păi da, pe acolo merg. Da, ok. Păi trebuie să ne grăbim cu tatăl. Da, da. Că îl ducem să facă ceva... Injecții. În genunchi. Da. Se pună silicon. Da, îi pune lichid. Da, acid, iar rău, da, sau ceva de genul. Da. Ce-și pune poate altele domnișoare sau doamne în buze? Mi-a vrea să-și pună în picioare. La genunchi. La genunchi. Apoi îl doare stracul genunchii și... Sperăm să nu mai sară cu ei. Da. Sunt așa să... Și-o mai pus odată. Și-o mai pus, da. Și-o mai pus odată în genunchi. Și el așa a fost de bucuros că nu-l mai doare genunchii. Și atât, el a sărit, s-a bucurat ca un copil. Și el a sărit pe un picior, pe atât au sărit, până mă gândesc că s-a dus lichidul ăla. Păi oricum se duce. Păi logică se duce, da? Măcar cât se poate să nu mai aibă dureri în picioare, că îl doare foarte tare picioarele săracul. No. Și acum am zis, du-te, tati, fă-ți că... Știți voi. Să fie liniște, se pace. Păi ca să nu mai aibă dureri. Vreo 3 luni. Nu, no, cât a fi acum? Cel mai bine ar fi să fac operații, dar trebuie văzut unde să fie cineva care e specialist. Da.
sunt în Elveția, asta era ultima bucată de autostradă. Da. O, oh, Doamne, că așa mă bucur că nu mai pleci. De-abia așteptam să ies curbele astea, să ajung acasă. Și când vineam după autostradă, eram obișnuit tot cu viteza și așa, și eram atâta, când veneam și vedeam ce încet să umblă pe aici, mie vinea să zbor. Păi tu ești special. Asta e. Păi după orec, nu? Da. Făceam în continuu, un mic stop făceam în Viena. De la tine vineam în continuu până acasă. Da. Dimenea nu știe să mă ducă de aceea la restaurantul ăla. Da. Numai tu. A? Ba, ce bună. Doamne, atât de simplu. Da, știu, dar nu vor. Întotdeauna, știți, ne mai oprim la unguri acolo, știi, și mâncăm gulaș, mâncăm fasole, dar e foarte bun și acolo, dacian. Ne-am luat așa mai multe feluri, okay. Dar tot a fost bun, pot să zic. Acolo unde te duc eu e simplu, meniu simplu, dar foarte delicios. Da, foarte, da. Și nici nu-i scump. Până nu plec, dacian. Chiar îmi doresc să îți fac alea, bank noodle cu shrimps și cu șpinat. Știi? Că m-ai cerut, dar alea trebuie să mă duci acolo la Selbrusul ăla și poate că îmi iau și farfuriile. Nu te mai stresez eu cu asta. Hai, ba, că nu stai liniștit. M-a scris... știu despre cine e vorba, dar am uitat numele. Că au zis de farfurii că sunt foarte frumoase, Mirela, să-mi iau. Și încă migându-l la ele, dar n-am mai ajuns. Credeți-mă, foarte mult stres. Nu acum eu, că n-am lucrat, eu cine știe ce, dar am lucrat și eu, să nu credeți. Am încărcat și moloz, am dat jos după pereți molozul. Ajut la descărcat, a venit piatră, a venit alea. Da, ce să faci? Ce pot? Da, eu o fac. Stați să văd dacă vedeți. Aici, vedeți, de la lopată, dacă îmi vedeți unghiile, nu mă plâng, dar așa. Dar îmi place să fac, nu e o problemă asta pentru mine. Și, no, telefoane, nu vine oamenii, îi mult. Când e așa contratimp, totdeauna e mult, da, stres. Da, da. Egal, nu. Uite și eu, uite-o stresat, asta să vii mere pe acasă. Da, el săracul speară pe mine că sigur că sunt haine de spălat, bine face el, nu pot să zic că nu face el, dar no, nu e ca și când îi mire la casă, face mâncare, face curățenie, totul este picobello și așa mai departe. No, nu e așa. Și sigur că și lucru și pierd și bani că stau, dar asta e, no, n-am ce să fac. N-am ce să fac, asta e. Și mi-e dor și de copii, și de Alisa mea, dar asta e. Îs numai acolo la casă. Mă sună săracul Daci, hai fată să mânci, hai alea. De ce am luat-o pe aici? Că era roșu în față, știi? Sper să pună Dacia în video ăsta mai repede ca să îmi spuneți, da, să îmi spuneți ce culoare, să, adică care granit să... Deci vine plintele geamul, nu? Da. Și socru, da. La socru vine, da. Ar veni claf, așa da. Se spune. Pentru mine în premieră cuvântul ăsta claf și nu mai știu unde vine. V-am lăsat, Domnul să vă binecuvinteze, imediat ajungem acasă și acum încheiem video-ul nostru. Ok, vă pupăm! După orice nor și furtună grea,
E o rază de speranță după orice noapte dincolo de ea. Zorii zilei se arată. Doar să crezi și ai să vezi. Cu Iisus victoria e câștigată. Nimic de preț, nimic nu mi-ai lăsat.
Dar până atunci, eu cânt pe calea vieții, din lacrimi strâng mănunchi de bucurii și aștept să trec pe porțile cetății, să fiu acasă-n veșnicii. Un cer de vis, splendor fără de nume, voi admira cu sufletul uimit și voi cânta ia veșnicii culme, că am ajuns acasă în sfârșit. Dar până atunci, eu cânt pe calea vieții, din lacrimi strâng mănunchi de bucurii, și aștept să trec pe porțile cetății, să fiu acasă